În predica Sfintei Evangheliei de astăzi vom vorbi pe când ne va lumina prea bunul Dumnezeu despre cinstea omului și despre valoarea sufletului omenesc. Iată ce spune Mântuitorul. Ce va folosi omul de a dobândi toată lumea, dar va pierde sufletul său? Apoi zice, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Auzit, frați și surori, cât de mare nemăsurată valoarea are sufletul nostru și la câte cinste prețuire l-a ridicat însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și dacă este așa, cine va putea vreodată a se împotrivi acestui adevăr? Sfânta Scriptură are obicei de multe ori să numească pe om suflet. Iată ce spune la facere. Iar sufletele care au intrat cu Iacob în Egipt, care au ieșit din coapsele lui, au fost la toate 66 de suflete, afară de nemii, femeile feciorilor săi. Iată că Sfânta Scriptură îl numește pe om suflet. Și de ce îl numește Sfânta Scriptură pe om suflet? Răspunsul este acesta. Pentru valoarea cea mare ce o are sufletul față de trup. Dar poate cineva să-i spună sufletului om? Nu. Omul se poate numi suflet. Sufletul nu se poate numi om. Pentru că sufletul are fire nevăzută, iar trupul are fire văzută, simțită. Și numai când acestea se unesc într-un singur ipostas, atunci se cheamă om. Dar nici sufletul nu se cheamă om fără trup, nici trupul nu se zice fără de suflet. Deci omul este un ipostas unit în două firi, suflet de trup. Ce este omul? Omul este un sâmbure și un centru al întregii lumi, pe care i-a zidit-o Dumnezeu în cer și pe pământ. Omul este ființă care ține legătură cu cele patru feluri de lumi pe care le-a făcut Dumnezeu în univers. Omul comunică cu întreaga creație însuflețită, cu regnul mineral, cu lumea vegetală, cu lumea animalelor, cu lumea nevăzută a îngerilor, adică cu lumea cea gânditoare. Deci omul este un centru al lumii văzute și cele nevăzute. De aceea Sfânta Dumnezească Scriptură îl numește pe om mare. Și în alu zice, mare este omul și cinstit bărbatul milostiv. Dar de ce îl numește mare? Pentru că în om se reunesc toate lumile create de Dumnezeu, pentru că peste tot și toate acestea el este chipul asemănarea lui Dumnezeu. Pentru că omul unește în sine cele patru lumi în mic, omul se numește, adică lume mică. După Sfântul Grigore Teologul, după alți Sfinți Părinți ai Bisericii lui Hristos, fiindcă este mai mare decât toate creaturile văzute. Omul este o lume mare în cea mică, deoarece el unește în sine nu numai lumea cea văzută și simțită, ci și pe cea nevăzută a îngerilor, pe deasupra tuturor, el este singura creație făcută după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu. Să vedem în ce fel omul se împărtășește de însușirile îngerești. Îngerii se tulcuiesc lucea lui Dumnezeu, după cum este scris. Dar ce faci înger, îngerii tăi Duhul și pe sugetare pare de foc. Îngerii sunt cei ce ne ajută în necazuri, în scârbe, în ispite, în încercări. Îngerii se bucură neîncetat de cei ce cresc în virtute și se mâhnesc de cei ce cad în păcat. Și le ajută să se ridice din nou prin pocăință. Îngerii slujesc la mântuirea sufletului omenesc, niciodată nu ne părăsesc până la ieșirea noastră din viața aceasta. Îngerii alcătesc ceata cea mai aproape de noi. Lor li se-a dat spre pază, pământul, slujesc mai aproape de noi la mântuirea spre oameni. De aceea Sfântul
Apostol Pavel a zis, îngerii oare nu sunt toți duhuri slăgitoare, trimiși spre slujbă, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii. Sufletul omului are și el de la Dumnezeu o lucrare asemănătoare cu a îngerilor. El are credință, dragoste de Dumnezeu și îl slujesc pe Dumnezeu cu frică și cu cutremur. Sufletul omului are și el putere de a sluji, de a ajuta pe frații săi, de a mânghea necazuri, de a întări cu cuvântul, de a veni întotdeauna spre ajutorul lor. Pentru aceasta omul este un fel de înger amestecat din două fir, cum îl numește Sfântul Ioan Damaschin. Sfântul Grigore de Nisa, mare filozof duhovnicesc, spune că el, omul este practic cu îngerul după puterea sa cuvântătoare. Ce este mintea omului? Aceea este îngerul desfătrup. Că trebuie să știm că numai Dumnezeu este cu desăvârșire netrupesc. Că toți îngerii au trupurile lor, dar trupurile lor sunt prea subțiri, din foc, cresc, și sunt numiți în scriile bisericești netrupești. Sufletul nostru nu este străin aici de lucrarea arhanghelilor. El are memorie dată de Dumnezeu, ține minte toate, iar mintea Lui este luminată de Preasfântul Duh. Împărtășește, binevestește Evanghelia în care este Cuvântul Lui Dumnezeu, toate învățăturile mântuitoare de suflet. Omul, asemenea începătorilor, stăpânește orașe, țări, ținuturi, dă legi și conduce suflet după cum a zis Dumnezeu. Crește ce vă mulțiți, și umpleți pământul și îl stăpâniți. Imitând ceata îngerilor care stăpânesc în văzut de diavol, subtă omul curat, luminat, de darul lui Dumnezeu, stăpânește și el. Pe diavolii îi arde cu rugăciunea și smerenia. Sufletul curat nu vrea să facă voia lui, și mai ales nu se lasă biruit de patimile trupului ale sufletului pentru care în el l-are pe Tatăl, pe Fiul, pe Sfântul Dumnezeu. Omul asemenea stăpâniilor are de la Dumnezeu darul de a face puteri și minuni mari în loc de a ocâmbi vânturile, schimbările vremurilor, stăpânește mădularele trupului său. Ocâmbește virtuțile, alungă furtuna gândurilor patimile sufletului, punându-le pe toate în îndoială spre slujba, pe slava lui Dumnezeu. Și cu ceata domniilor se aseamănă foarte mult sufletul omului. Căci prin darul lui Dumnezeu ajunge să domnească peste simțuri și peste patimile trupului și ale sufletului său. Sufletul omului are încă de la Dumnezeu darul pe care îl au sfintele tronuri, putând și el într-o măsură oarecare să primească și să odihnească pe preasfântă de mintea, inima sa prin curățire de patim, prin iubire de smerenie. Omul se împărtășește puțin de lucrarea cherubimilor după măsura darului Dumnezeu, prin care poate fi înțeles și veghetor asupra patimilor, cu mintea, cu inima, plină de cunoștință dumnezească, putând să învețe înțelepciune duhovnicească prin propovăduirea cuvântului Dumnezeu spre mântuirea mii și mii de oameni. Dar sufletul omenesc, imitând pe Serafim, când ajunge de sfârșit, se umple de căldură, de văpaie dumnezească și are atâta dragoste arzătoare față de prea bunul Dumnezeu. Omul este mai mic decât îngere, cu cunoștința, iar cu darul cunoaște mai mult tainele dumnezeiești decât aceștia. Așa trebuie să înțelegem cuvintele Mântuitorului despre Sfântul Ioan Botezătorul, care zice: între cei născuți din femei, nimeni nu s-a ridicat mai mare ca Ioan. Dar cel mai mic în Împărăția Cerului este mai mare decât el. Dar pentru că din toată zidirea mai omul este făcut după chipul asemănarea lui Dumnezeu, omul este mai mare decât îngeri. Sufletul omului trece pe îngeri prin trei însușiri. După Sfântul Vasilii cel Mare, și anume, prin minte, prin cuvânt, prin voie, de sine stăpânitoare, adică liberă. Deci prin mintea sufletul omului se aseamănă mai ales cu Tatăl, cu Fiul, prin voia sa liberă a Duhului Sfânt.
Vedeți, zic că din ce cât de mare este valoarea sufletului omului. Vedeți până la ce este strălucire se ridică. Și aceasta pentru că omul este regele creației, singura ființă creată după chipul asemănarea lui Dumnezeu. De aceea zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de astăzi, ce va folosi omul de a-l dobândi toată lumea dacă îl va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Tocmai de aceea ne amintește Biserica cuvintele Mântuitorului care zice să avem grijă de mântuirea noastră. Mai ales acum în postul mare, când tot creștinul binecredincios caută și își caută frumos de suflet. De aceea s-a întrupat și pătimit pentru oameni Fiul lui Dumnezeu. Ca să scoată sufletele noastre atât de prețioase din robia patimilor. Din adâncul iadului, unde era aruncate de diavol cei ucigași. Iată pentru ce s-a pus această Sfântă Evanghelie la mijlocul Marelui Post. Ca să avem timp până la Sfintele Paști să ne îndreptăm, să ne curățim de păcat, să ne spovedim. Adică să ne apropiem de Dumnezeu sau împăcăm cu Dumnezeu, mai bine spus. Cu oamenii să primim cu vrednicie Sfânta Împărtășanie, care este cel mai mare dar de care ne îndărește Mântuitorul pe pământ. Să luăm aminte cum trăim, cum ne îndreptăm viața noastră, ce am făcut până acum pentru sufletul nostru, ce trebuie să facem pe viitor ca să dobândim mântuirea noastră și să scăpăm de o sântă. Să luăm aminte că tocmai de aceea ne luptă atât de mult diavolul. Prin rugăciunile, prin slujile Lui. Fiindcă diavolul are slujile Lui care ne ispitește, de minte ne ispitească. Să ne răpească cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce avem mai scump de la Dumnezeu? Nu averea, nu cinstea, nu prietenii, nu trupul, nu viața aceasta pământească, ci sufletul pe care l-a dat Dumnezeu, care este mai scump decât toate mărgăritarele lumii. Pentru că El suferim atâtea ispite în trup. Pentru El ne luptăm o viață cu diavolul. Ne luptăm cu slăbiciunile firii, cu oamenii răi, cu patii mâncigași de suflet, care ne atacă din toate părțile zi noapte. Fiți credincioși, după ce am văzut ce este sufletul, cât de mare este valoarea Lui, la aer, vă rog. Să vedem acum cum trebuie să ne păstrăm curat. Adică să ne păstrăm de păcate care ne împădesc din noi. Cum am putea să scăpăm de patim care ne stăpânește deseori? Care formează cancerul sufletului, cum am putea să ne izbăvim de robia cea veșnică de o sântă? Sufletul pruncul după botez este curat ca un înger. De aceea pruncul care moare îndată după botez, când fără păcate, este singur mântuit numărat în ceata Sfinților. Pentru aceea Mântuitorul a luat un prunc în Sfintele Brațe, zicând să lăsați copiii să vină la mine, eu opriți căci unora ca aceștia și Împărăția Dumnezeu. Copiii, adică botezați. Și copilul botezat este deci prototipul Îngerului, al Sufletului, al Omului desăvârșit, nestăpânit de niciun păcat, de niciun gând necurat. Iată pe pământ, copilul este cea mai potrivită icoană a Sfințeniei de mic copil, a Sufletului Mântuit. Cum ne putem curăți sufletul cu conștiința, inima, trupul de păcate care ne înfesoară zi noapte? Cel din tâi lucru, iubiți credincioși, trebuie să facem în posturi este spovedania curată. Nu ascunsă. Adică făcută cu căință, sinceră, cu lacrimi și Sfânta Împărtășanie. Apoi este Sfânta Rugăciune, ne trebuie mai multă rugăciune, frate, surori,
mai multe evlavie, ne trebuie mai multă răbdare, rugăciune, prezență regulată la biserică. Citiți apoi zilnic saltirea, fiindcă un creștin bun, care ține tot postul, care este în curățenie trupească, trebuie să citească măcar două catisme pe zi din saltire. Că psalmii din inimă, din Tatăl scot lacrimi, zice Sfântul Vasile cel Mare. Mai citiți seara sau dimineața un acatist, Paraclisul Maicii Domnului, rugăciune zilnice din Cartea de Rugăciuni și adăugați smetanii. Bine primite înaintea lui Dumnezeu. Închinăciuni cu rugăciuni lui Hristos după puterea dumneavoastră. A treia faptă bună care ajută mult la rugăciune este postul. Mare este puterea rugăciunii unită cu post. Amândouă fac adevărate minuni. Înorbesc sufletul îngerii și cel care este negrit de păcate și de gânduri rele. Fiecare să postească după putere, dar totuși să postească. Adică să mănânce de post, iar Mircea vine să țină post măcar negru până la amiază, cine poate. Altă mare faptă bună care ajută mult la mântuirea Sfântului este milostenia. Cel mai mare dar în fața lui Dumnezeu este milostenia. Miluiți cât puteți, după putere. Ajutați cu dragostea. Ajutați cu inimă bună. Că mare dar este înaintea lui Dumnezeu pentru ce face această poate. Mare putere are milostenia sufletească. Îndemnați-vă unii pe alții. La biserică, la rugăciune, la spovedanie. Cercetați pe cei bolnavi. Ajutați pe cei întristați cu cuvinte de mângâiere. Cu cărți sfinte de citit, citiți mai ales în Noul Testament. Iar cu luna bunătăților este dragostea creștină. Iubiți duhovnicește pe toți, cereți iertare la toți. Bucurați-vă în Hristos că Dumnezeu este dragoste, iubire. Iată ce mai bună cale de curățenie, de mântuire asupra noastră. Iată, iubiți credincioși, au trecut 3 săptămâni din Sfântul Mare Post al Paștelui. În acest timp, unii creștini s-au rugat mai mult, au venit la biserică mai des, au postit. S-au împăcat cu semenii, cu oameni, cu Dumnezeu. S-au spovedit prima săptămână împărtășit. Acești s-au grijit cum trebuie de sufletul lor. Dar mulți încă n-au venit la Hristos. Încă Hristos îi așteaptă, îi cheamă. Astăzi, în duminica a treia din postul mare, numită a Sfintei Cruci. Cum vedeți, în mănăstiri se scoate Sfânta Cruce, unde de altfel slujime mese noapte. Asta noapte s-a scos la utrenie. Se scoate cu mare evlavie în mijlocul bisericii. Apoi se pune spre închinare. De ce se scoate crucea la jumătatea postului la biserică pentru închinare? Unde stă o săptămână? Se scoate pentru a ne încări, a ne îmbărbăta în nevoința postului. Ca să putem parcurge cu folos până la capăt. Căci privim la Sfânta Cruce, cugetând la patimile Domnului. Uităm de necazurile vieții, privim puterea pe care mântuim. Frați și sorori, este puterea crucii în Hristos în lume. Crucea ne-a adus mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu. Crucea a sfârmat prin înviere porțele iadului. Crucea ne-a deschis raiul, a abrit moartea. Crucea zdrobește pe diavol și îl alungă de la noi. Crucea este scară de mântuire a lumii care ne urcă la cer. Să urcăm la Dumnezeu pe scara crucii, să ne împăcăm, să ne iubim prin jertfa Sfintei Cruci. Să ne silim a ne aduce fiecare crucea noastră, cu smerenia, cu răbdarea, cu nădejdea mântuirii. Să nu desnădăjdim în încercări, în boli, în suferințe, în mulțimea necazurilor vieții. Să ne gândim că toți părinții înaintași, Sfinții noștri, au suferit și au dat, și au dus crucea cu răbdare, cu bucurie până la capăt. Deci, iubiți credincioși, să ne întâlnim noi, frații mei, în nevoința postului, înaintea noastră
merge însuși Hristos, Mântuitorul lumii, cu crucea în spate, să-L urmăm noi cu credință bărbăție, lucrând ziua, noaptea, la mântuirea spre noastră. Și ajungând cu bucurie la Sfintele Paști, ne bucurăm de Dumnezeu Hristos. Să iertăm totul pe Dumnezeu Hristos. Să îngenunchem în fața crucii. Și împreună să cântăm. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, ce sfântă învierea ta o răudăm și o mărim în vecii vecilor. Amin! Amin.